Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de ce s-a întâmplat în Olanda, unde un domn român emigrat s-au dus la muncă acolo, în Olanda, care suferea de singurătate, a furat o oiță de la o grădină zoologică din Eindhoven. Băi, ce... Nu se face așa ceva. Pe oiță... Băi, este una... Remarcați atașamentul. Deci nu că românul e fratele cu codru. Românul e cu lebedele, cu oițele, cum prinde ceva, cum practic, un animal prinde drag prinde. De toate animalele da. De afară. Aia cu codru e cu natura generic, dar... Păi, na, uite, parte din... E frate cu fauna, da. Ar fi. Pe oiță o chema sau o cheamă Lambi, că Lambi? A fost recuperată, da, Lambi. De la ce a venit Lambi? De la Mel, da, practic. La în engleză, Lamb, un am fel înțeleg. De Mel. Eu m-am gândit la Lamborghini inițial. Așa zici? Da. Lambo. Da, era Lambi. Da, nu Lambi. Tu ai Lamborghini? Da, de la Lamborghini, da, la atât Lamborghini. Atât am permis un mai mult de un Lamborghini nu-mi permit. Un Ferrari. Nu cred că, o, poate era și el fan Ferrari și i-a plăcut oița. De ce răspunde? Da, numele Domnului nu a fost comunicat. Apropo de asta, avem o rugăminte. Deci dacă pe oița asta o chema Lambi de la Lamborghini, dați-ne și niște mesaje. Avem și premiu azi. Numele animăluțului favorit din copilărie sau de acum, animăluțul de casă favorit sau nu, și de ce îl cheamă așa. Și cel mai mișto nume, cea mai mișto explicație primește Hanorac. Luca, îi mai luați gândul de la infarctul pe care tot îl așteaptă de azi dimineață? În desfășurare, că înțeleg că așa se manifestă, da. Nu e odată și... Te mai doare? Ocazional. Acum, de vreo 5 minute m-a lăsat. Da. Deci să-și ia gândul. Numele animăluțului favorit pe WhatsApp și de ce îl cheamă cum îl cheamă și cea mai mișto explicație primește Hanorac. Cred că mai avem hanorace. Mai avem? Dacă mai nu, avem. Dăm unul de la noi. Un prieten de-al meu are o pisică pe care o cheamă Nae. Dar e fată. Dar știi că eu am avut un... Mi s-a părut foarte tare. Știi că în copilărie am avut un cățel recuperat de pe stradă, am adoptat. Eu tot v-am mai zis, ce prindeam animăluți mai rătăcit. Adoptai. Așa, duceam acasă, inclusiv Lilia, că am dus acasă spre oroarea maică-mii. Și cățelul Lăbuș a stat cu noi multă vreme. Era un cățel alb cu negru, vagabond, foarte drăguț, Lăbuș în sus, Lăbuș în sus, în jos, până când Lăbuș a făcut 4 pui frumoși. Nu cred! Ba da, bă. Nu cred! Se căra, zice, am avut un câine pe care l-am numit Piramidon. De ce, mă? Ce dar mișto. Nu ne-ai spus de ce, spune-ne și de ce, să Ștefan. Să ne ziceți de ce, vă rog. Bun, vă mai zic cu oița? Zic cu oița, da. Da, deci numele domnului care a plecat cu excursie, în excursie cu Lambi nu a fost comunicat. Poliția a oprit mașina deoarece șoferul aparent avea comportament suspect la volan și nici nu vreau să știu ce înseamnă asta de fapt când ești cu oaia în mașina. Și oaia avea o crotalie, adică cercel de la cu chip. Și a putut fi identificată. S-a descoperit locul de proveniență, era de la zoo. Din fericire, zice presa olandeză, oița nu a fost vătămată niciun fel. Vai, ce insinuare îngrozitoare, aș vrea să spun. A lăsat-o în pace, mă. Era un domn. Și o angajată de la zoo a declarat că ea crede că hoțul voia să o mănânce pe Lambi. De ce altfel ai luat un astfel de animal? Nu ca să-l mângâi, a declarat ea la un post de radio. Poate era frig. Ei, aș. Am avut un hamster, ne zice Marius. Da. Pe nume Băse. Așa. Avea un ochi mai mic. Lambi Bucălambi. Ia uite, Luca încă mai ascultă. Hai să dăm mesaje, că na, sunt evident că toată lumea are câte o poveste pentru numele dat animăluțului favorit. Am un pisoi, îl cheamă Negruț pentru că... E negru? Bravo. E, așa. Am și un câine, îl cheamă Odi. Pentru că e o... De ce? Odi. Da. De la idiot. Pentru că de ce nu? Bună dimineața! Pe câinele nostru brag german îl cheamă Thunder. Thunder, mă! Da, deoarece fiul meu era fan AC/DC. Ah, bravo, Thunderstruck! Bravo. Inițial l-a chemat Rupe Lanțul. A fost un chin pentru bunici să strige câinele. Bunicul îi zicea Tender. Tender. Și a zis Rupe Lanțul. Dar bună asta cu Rupe Lanțul, îți dai seama, descrie foarte bine cam ce se întâmpla în curtea aia. Altcineva a avut un hamster pe care îl chema Mitsubishi, pentru că mergea foarte repede prin casă. Băi, tu știi cât de rapid poate fi un hamster? Eu am avut hamster. Știm că ai avut hamster. Da. Și la un moment dat pe unul dintre ei l-am scos în parc.
l-am pus în iarbă să se plimbe și el un pic, știi? Că mă gândeam la binele lui, adică aveam grijă de el, dar poate își dorea și el să nu stea doar în talaș și rumeguș, cum se stă, și să fie în iarbă. Frățioarea a făcut doi pași încet și după care a dat la fugă. Este incredibil de rapid. L-am prins? Sau l-am prins o pisică? Nu, l-am prins, dar atunci am înțeles toate desenele animate cu Tom și Jerry. Ah, bravo! Și de ce fuge Jerry, de ce ia de iute? Bună dimineața, fiica mea are un pisic pe care îl cheamă Mini Bob. Okay. De ce Mini Bob? Ah. Pentru că e puiul pisicului Bob. Ah, bună asta, e foarte mișto. Da. Mă rog. Feliana a avut un cățel pe care îl chema Tărăcilă. Tărăcilă. Deoarece avea un comportament de parlamentar, adică gestiona găinile vecine. Bravo! Dar să știi că Tărăcilă, eu știu pe Tărăcilă, mă rog, domnul Tărăcilă din Parlamentul Senatul anilor 90, care era un tip super cool și spre deosebire de mulți alți politicieni și parlamentari, a înțeles când trebuie să retragă, s-a retras, cred că e în călăraș și vede de viață. Da, bine, mersi. Dacă ne ascultă, salutări domnului Tărăcilă. Mie cel mai tare mi se pare asta. O ascultătoare are un câine pe care îl cheamă Matei. Așa. Și povestea numele următoare. El e jumătate alb, jumătate crem, câinele. Da, așa. Iar primul ei șef, Matei, cu care a lucrat 8 luni, a venit în fiecare zi îmbrăcat în cămașă albă și pantalon crem. Deci el a venit șeful, pantalon crem, cămașă albă, în fiecare zi, o blândă zile, și femeia când cățile a zis Matei după șeful, care arată la fel ca și... Bună dimineața! Am avut un cățel pe care l-am numit Willy. Era foarte jucăuș, alerga, Willy se potrivea de minune. Până într-un final, bietul cățel a făcut parvoviroză. Ca să-l salvez, m-a costat 5 milioane. E, de atunci Willy al meu se chema Willy 5 milioane. Willy 5 milioane. Ionuț are un papagal pe care îl cheamă Terente, pentru că i-au omorât pe rând 3 papagalițe. Nu rezistă cu el mai mult de 2 zile, zice eu. Nu v-am spus că mama a avut un motan pe care l-a îndrăgit foarte mult și căruia i-am spus Șumi. Șumi? Da, de la Șumudica. De la Șumudica. Da. Am mai avut un pisoi când eram mic. Mă rog, era pisoiul, cum ar veni, al străzii, că pe vremea aia erau mai la comun pisicile. Da, da, da. Care, atunci când s-a născut, era Țumpi. Așa. După care era un motan roșcat și după care a început să se îngrașe. Era un motan care se îngreșea foarte tare. Și după care i s-a spus Șuncă, pentru că era foarte gras. Și nu mai putea să spre final era pur și simplu Bubu. Că avea față asta de Bubu. Avea o față de Bubu, nu mai era nici măcar Șuncă. Am un motan pe care îl cheamă Țuică, ne scrie Cristian din Buzău. Când era mic, a rămas înțepenit între damigenele de Țuică, cu capul în jos, și era să moară. A fost salvat prin resuscitare. Băieții mei mai spun gheboasă, că ești un pic cocoșată. Da. Oamenii, mai ales cu pisici, bă, că sunt foarte inventivi. Uite, Vlad ne scrie că are un motan pe care îl cheamă Edison. Așa. Pentru că e arogant. Și face pe interesantul. Și ce mai Edison era? Și o pisică pe care o cheamă Frida, pentru că are monosprânceană. Băi, ce tare! Monosprânceană, Frida! Să ne trimite o poză cu Frida, vreau să văd și eu cum arată pisica cu monosprânceană. Da, foarte greu să citim toate mesajele. Cui dăm hanoracul? Ziceți! Păi, nu știu. Mie mi-a plăcut și ăla cu Țuică. Ăla Țuică, da, e cel Țuică? Mai interesant. Da. Mie mi-a plăcut și cu Matei, dar mi-a plăcut povestea. Da. Așa e Țuică. Îi dăm Luțuică, nu? Hamsterul Băse, dar hai să-i dăm Luțuică, are o poveste. Și Hamsterul Băse, supraviețuitor. Da. Merit amândoi, cumva. Bine, domnule, hai, dăm, deci la Hamsterul Băse un hanorac și la pisoiul Țuică încă un hanorac. Încă un hanorac. O să puneți telefoanele deoparte ca să putem să sunăm oamenii. De asta se ocupă Luca, că el știe cum stau lucrurile. Gata, mă, ți-a trecut infarctul? Ești mai bine? Cât cred. Da, acum trebuie să le caute mesajele, cred că i-a revenit. Nu, dar mi-am luat mintea de la el. Da. A, ce fa-? Asta e că avem 100. Avem 150 în dimineața asta. Europa FM, parte din viața mea. Așa, extraordinar, 150 de euro avem de dată în dimineața asta. Nu, bună, da, dimineața. Bună dimineața. Ura! Bună dimineața. Mi-ați făcut o surpriză de dimineață. Bună dimineața. Ce faci, Magda? Bine, mulțumesc, la cafea. N-ai și tu un pisoi care are un nume ciudat? N-ai scris și tu pe acolo printre mesaje sau? Nu.
mă bucur nemaipomenit. Exact la cafea de dimineață mi-ați făcut surpriza. Zaf s-a aruncat, că eu voiam să încep de la gaze, doamnă, sunt ce Europa FM. Ce să dai, domnule? Deci Magda ne-a pus o fotografie. Când ai făcut fotografia asta? Cea cu ușa de la intrare în bloc. La intrare în bloc am făcut-o după amiază. Și de unde ai pungile alea? A pus două pungi cu Europa FM, cu prima siglă de acum 23-24 de ani. Păi am mai fost pe la dumneavoastră, pe acolo, când aveați sediu în Dorobanți. Undeva pe calea Dorobanți. Mm-hmm. Da, da, da. Intrarea Camil Petrescu. Da. Nu știu, stăzat, era o străduță mică, îngustă, se făcea undeva în dreapta. Așa este, da. Dorobanți. Și Luca era mai tânăr, nu făcea, nu pățea tot soiul de lucruri. Ce a pățit domnul Vlad cu facturile de la Hidroelectrica? Și eu tot clienți Hidroelectrica sunt, numai că mie nu mi-au trimis atâtea facturi odată. Să știți, doamne, că nu sunt la mai, zi. Nu le mai, doamne, nu le mai citesc. După mine m-a întrebat, nu pe tine. Da, da, am vrut să mă laud că eu sunt la zi. Sunteți la zi? De bine cât v-au încasat acolo. Au zis să participați la facturiada. Da, poate că da. De la Hidroelectrica. Da, nici nu le mai deschid, că am tot deschis și sunt astea, se anulează unele pe celelalte, nu înțeleg nimic. Acum mi-am descărcat aplicația aseară. Aș trebui să vorbim despre asta. Nu merge, așa nu merge. Că nu vă chinuiți. Băi, este o companie, e clar companie de stat. Deci s-au mocăit de un an de zile, se mocăie să lanseze și eu aplicație, un sistem de facturare. Când au lansat sistemul de facturare, primești câte 25-30 odată sau nu primești deloc, au lansat aplicația care nu funcționează. Și sunt oameni care se plâng pe forumuri și pe Facebook, în diverse grupuri de clienți Hidroelectrica. Aia care au reușit totuși să-și facă cont pe aplicația respectivă, au primit datele, telefoanele, tot ale altor utilizatori. Toate merg la început. Mai greu. Știți cum e? Toate au surisuri și coborușuri până se reglează. Și GDPR-ul nu funcționează? Păi presupun că da, ar trebui să iasă un scandal mare cu asta. Bine, da. Magda, îți mulțumim, felicitări! Ai 150 de euro, ai câștigat în dimineața asta pentru că asculți Europa FM. Vă mulțumesc frumos, vă doresc numai bine, sănătate, bucurii și tot ce vă doriți, să vă dea Dumnezeu. O zi bună, Magda! Sănătate multă, la revedere, mulțumesc la fel! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.